10 septembrie este data de la care giurgiuvenii se pot înscrie în programul pentru stimularea înființării și dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri. Tinerii pot obține, prin intermediul programului SRLD, finanțare nerambursabilă pentru planurile de afaceri de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă de cel mult 10.000 de euro pentru fiecare beneficiar. În același timp, este necesară o contribuție proprie sau prin credit bancar de cel puțin jumătate din valoarea cheltuielilor eligibile. Ce este foarte bun la acest program este faptul că ne permite achiziția aproape orice, de la materii prime, la materiale, echipamente, plata salariilor, achiriilor, promovare, achiziția de site, sigur, în niște limite. Deci de aceea este foarte bun de accesat. Alte programe guvernamentale ne limitează, sunt doar pentru echipamente sau pentru promovare, deci, dar acest program ne permite plata multor lucruri. Dacă până anul trecut perioada de implementare a programului guvernamental era de un an, acum aceasta s-a redus la o lună. De aceea, numărul tinerilor solicitanți a scăzut foarte mult, cu 95%. Specialiștii spun că acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru cei care realizează forma în care se implementează programul. Până anul trecut, se mergea pe principiul primul venit, primul servit. Anul acesta se pune foarte mare accent pe punctajul obținut și întâietate se obține punctaj suplimentar, se socotesc numărul de locuri de muncă înființate, este de minim 2. Deci vă dați seama că trebuie să ne gândim ca să obținem punctaj la mai mult de 4. Apoi, domeniul de activitate, faptul că cel care solicită sprijinul financiar are competențe, are un curs de antreprenoriat. Înscrierea planurilor de afaceri în cadrul acestui program se va face online începând de astăzi și până pe 24 septembrie, anunță Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri și Turism. Astfel, persoanele interesate vor putea înscrie proiectele pe site-ul www.ippimm.ro pe bază de username și parolă în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice până la epuizarea bugetului alocat programului.